Direcția Județeană a Arhivelor Naționale a găzduit vineri 18 octombrie un emoționant omagiu dedicat profesorului Ioan Pleșa, considerat pe bună dreptate primul arhivist al județului Alba. E vorba de lansarea volumului de carte Ioan Pleșa, profesor arhivist istoric la 80 de ani. Volumul de carte face parte din colecția Profesioniștii noștri, apărută sub egida Cercului European de Studii Harghita Covazna, care și-a propus circumscrierea într-un proiect coerent și consecvent a unui grup profesional preocupat de problematica complexă a românilor din Transilvania, în ideea promovării ideii de elită profesională, de performanță cultural-științifică în cercetarea istoriei și culturii românești. Prin astfel de portrete propune de asemenea modele profesionale pentru cercetătorii din tânăra generație, precum este profesorul și arhivistul Ioan Pleș, al cărui profil de statornicie, seriozitate și profesionalism este oglindit în ediția dedicată lui prin grija Danei Zecheru, șef serviciu în cadrul Direcției Județene Alba Arhivelor Naționale și a doctorului Ioan Lăcătușu, directorul editurii Eurocarpatica din Sfântul Gheorghe. O să vedeți și în cartea domnului Pleșa. Fiecare din dumneavoastră l-ați cunoscut într-un moment al vieții dumnealui. Fiecare ați te dat pe o anumită parte. Unul pe anii din tinerețe, când era un sportiv eminent în Alba Iulia. Alții pe când a fost profesor. Alții pe anii de început a activității în arhive. Și până la colegii de la Fundația Dacă România, știa ce isprăv face domnul Pleșa acum în a doua parte a vieții domniei sale. În primul volum sunt 30 de mesaje, majoritatea a colegilor din județul Alba, a domnului Pleșa, și bineînțeles că în mijloc notele biografice a domnului Pleșa și 20 de studii și articole, majoritatea cu tematică de istorie, istoria Transilvaniei și o paletă destul de largă, articole serioase, profunde, atât din punct de vedere al conținutului, cât și al mesajului. Nu-i de aici, de acolo, un om care o să vedeți cu etapa inerentă începutului de activități, cum era atunci, după terminarea facultății, cu câteva școli în județul Alba, o viață întreagă la Arhivele Naționale. Iar aici, domnul Pleșa face parte din generația arhiviștilor care au pus bazele în România unităților teritoriale ale Arhivelor Naționale. Având specialitatea de profesor de geografie, domnul Pleșa a intrat foarte serios, a urmat toate cursurile auxiliare, tot ceea ce înseamnă ABC-ul muncii de arhivist și treaptă cu treaptă, cu seriozitate, a ajuns nu numai un foarte bun cunoscător a fondului de arhivistie, nu numai un cercetător eminent, ci și un arhivist în deplinătatea acum. Volumul de carte, la care și-au adus aportul 35 de autori, este structurat pe trei secțiuni, prima cu mesaje ale colegilor, prietenilor, colaboratorilor, o a doua cu referințe, note biografice și bibliografice ale arhivistului Alba Iulian, iar ultima, dedicată studiilor și articolelor cu tematica preocupării profesorului Ioan Pleșa, mereu activ și cu un tonus de invidiat la cei 80 de ani ai săi. De altfel, trebuie remarcat și faptul că Ioan Pleșa este, mai presus de toate, un patriot, un bun român. În loc să stea în parc să joace table, domnul Pleșa, și să-și plimbe nepoței, s-a apucat serios să facă Dacă România. Și cu niște colegi au făcut lucruri deosebite. Tot respectul. Numai cei care ne-am implicat în societatea civilă, în asociațiile de acest tip, știm cât de greu este să demolezi prejudecăți. Mai ales să promovezi naționalismul, supărând valorile naționale, nu e la modă în România. Iertați, dar trebuie să o spunem aici, de față cu dumneavoastră, pentru că, de regulă, știți, subiectele la modă sunt cele cu multi, cu pluridisciplinaritatea, cu globalizarea, cu astea. Nu, vedeți dumneavoastră. Și atunci, cu atât mai meritoasă este activitatea domnului Pleșa și a colegilor cu ăsta. Și de aceea mă apropie acum și vă spun că împreună cu colegii noștri din acel spațiu în care suntem numeric minoritari, Covazna și Arghita, aduc și acum public mulțumit pentru modul cum problematica noastră de acolo, în Dacă România a fost deci prezentată la modul acesta științific, documentar, procesul de maghiarizare din zonă, etapele, problemele delicate. Istoria n-a fost generoasă, dar trebuie cunoscută, așa cum este, și deci ați reușit în toată această perioadă, fiind foarte puține publicații din țară, care ne-a dat atenția cuvenită.
Cu o contribuție deosebită la apariția volumului de carte, Dana Zecheru a scos în evidență latura romantică, mai puțin știută, a profesionistului Ioan Pleșa, dar și importanța activității acestuia în dezvoltarea arhivisticii județene. Această carte mi-a acordat și mie emoționantul privilegiu de a-l cunoaște pe domnul Pleșa, altfel decât prin prisma vizitelor pe care domnia sa le făcea la sala de studiu. Eu nu l-am prins în activitate. Știam că frecventează sala de studiu, dar am avut lucruri inedite și interesante. O parte spusă de domnia sa în autobiografie, o parte ocolită cu grijă, dar spusă de ceilalți care au scris, deci să știți că scrie cam tot în carte. Dintr-un instinct istoric, așa cum aveam eu o percepție greșită, mi-am dat seama că este o persoană romantică, pentru că puțină lume știe, dar înaintea cererii de căsătorie a soției a făcut o serenadă, cu lăutari cu tot. Puțină lume din generația mea știe că domnia s-a făcut sport, dar înainte de a afla că a făcut sport serios, ca și fotbalista, cu unia de performanță, l-am văzut undeva în anul 2002-2003, apărând la o poartă făcută din doi pomi în parc, șuturile unui nepoțel. Ce nu scrie în carte, iarăși? Deși se scrie faptul că această clădire este marea realizare, în afară de partea personală, de familie, a domnului Pleșa, este marea realizare a domniei sale, pentru că dacă nu era domnul Pleșa, nu ieșea acum, era în un loc unde e Biblioteca Județeană și Biblioteca Județeană nu știu unde era. Ultimul etaj este creația proprie a domnului Pleșa, pentru că pe vremea când fostul ministru de interne a venit în vizită să vadă, domnul Pomoșteanu a venit în vizită să vadă șantierul, domnul Pleșa l-a rugat frumos să mai pună un etaj și domnul ministru a fost de acord. Deci avem 4 etaje în loc de 3, ceea ce înseamnă peste, știu eu, 2000 de metri liniari posibilitate de depozitare. Ceea ce nu se spune nicăieri în cartea respectivă este că lansarea în viață a noului local pe 1 decembrie 1982 a fost și prilejul unui chef pe care țin să vă anunț cu responsabilitate că toți cei care au participat la el și-l aduc încă aminte. Deci, domnul Pleșa s-a priceput nu numai la partea managerială oficială, ci și la cealaltă, la socializare, chestie care a contat foarte, foarte mult. Prieten cu Ioan Pleșa de o viață, economistul Ioan Străjan, director al revistei Dacoromania, a depănat amintiri din vremuri de mult apuse. Eu copilăria mi-am petrecut-o în casa familiei Pleșa. Cei 7 ani de acasă pot să afirm că i-am însușit și s-a întipărit și la mine din familia lui Nelu Pleșa. De fiecare dată am știut ce lui necazul. Familia Pleșa, ca să poată ține 7 copii, vă dați seama la timpurile respective pe care le-am prins cu începutul războiului, cât a fost de greu, ce mizerie, în ce situație eram, nu puteți să vă dați seama. Deci am prins, în primul rând, rebeliunea legionară. Am prins războiul, cedarea Ardealului, a Basarabiei, în cartier la noi și în casele noastre, erau încartieruiți, refugiați, ba din Ardealul de Nord, Babin cu Bucovina, pardon, la dânsii, erau din Storojineț, rețin și acum familia mare Popovici. Noi, ca să putem face față în zona cartierului ăsta Lipoveni, noi ne-am concentrat în jurul lui Nelu Pleșa, care dintre toți câți eram acolo, el avea capul îl mai fain. Când nu aveam, strângeam de la colegi, de la prieteni, bani de un film și îl trimiteam pe Nelu Pleșa la film să vadă și seara ne povesteam și ce facem și cum să... Modest și cu un fin simț al umorului, arhivistul Ioan Pleșa este și acum, la 80 de ani, neschimbat parcă, expresie elocventă a intelectualului iubitor de sport, adică o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Cu atâtea laude... Trebuie să cred și eu că sunt o personalitate importantă. Încep prin a vă spune că nu e nicio fericire să ai 80 de ani. Deci de aici plecând. Și încă o chestiune. Cei mai mulți se feresc de cifra 13.
Eu nu m-am ferit niciodată și se pare că mie mi-a purtat noroc. Și dau exemplu anul 2013. Asta este a patra mea aniversare. În 17 august făceam o jumătate de secol de căsătorie. A urmat ziua de naștere sărbătorită în cadrul familiei și a prietenilor mei pe 12 septembrie. După câteva zile, Consiliul Județean prin Biblioteca Județeană Lucian Blaga ne-a omagiat și ea într-un show foarte plăcut la Casa de Cultură și iată astăzi, a patra oră, când 80 de ani ai mei, mie îmi place cifra cum e scrisă, e tot doloasă, rotundă. Dar e foarte greu de dus în spinare. Arhiva fără evidență este un lucru mort. După cum eu adaug, că arhiva nefolosită iarăși este un obiect mort. Am parcurs aceste etape de la profesor în învățământ, om îmbrăcat la țoale festive, de bravată. După ce țineai 3 ore, erai liber să faci ce vrei. Așa am și reușit să duc sportul până prin anii 62. Când am trecut la arhive, s-a terminat cu asta. Jos cravata, jos cămașa, halatul pe tine și eu până la pensie am stat numai în halat. Exact ca la spital, dar nu se vea altă culoare, mai frumoasă. Mi se pare că omagile care mi s-au adus sunt justificate în sensul că am pornit arhivele de la o instituție fără local, fără personal, fără depozite și am adus-o la nivelul unei instituții de cultură, cel puțin la nivelul în care am plecat eu în 97 de aici, era asemănător muzeului la nivelul culturii orașului și a județului. Nu este numai meritul meu, este meritul și colectivului pe care l-am condus. Am avut oameni deosebiți, deci vreau să spun că arhivistica se poate învăța. Indiferent dacă te pasionează istoria și noi după atâta luare la mână a documentelor, dacă nu am fi intrat în conținutul lor să le vedem, să le înțelegem, niciodată n-am fi avut rezultate pe care le-am avut. Deci, eu nu mă consider un istoric. Vă spun asta nu pentru că a scris o carte. Un istoric înseamnă mult mai mult. M-am ocupat de istorie și ar fi fost păcat să nu mă ocup din moment ce am în memoria mea atâtea documente istorice care privesc nu numai Alba, nu numai județul Transilvania, ci întreaga țară. Prin această ediție a colecției Profesioniștii noștri, arhivistul Ion Pleșa este așezat alături de alți remarcabili profesioniști din arhivistica și cultura transilvană, precum Ana Grama, Ioan Ranca, Dumitru Zaharia, Ilie Șandru, Constantin Catrina, Corneliu Mihail Rumbu.